și simplu. Prezentat de Jack Bank. Crezi în suflete pereche? Da, Crezi cred în, în suflete pereche, normal. Tu și Darius ați fost suflete pereche? Am fost și suntem. Reacția la ce, la... mea este că pe Nosfe nu l-a omorât nimeni. <laughs> Consider că viața unui om sub nicio formă nu trebuie definită prin moartea acestuia. Ba chiar cumva seara în care s-a întâmplat a făcut până în ultima clipă ceea ce i-a făcut plăcere. Având un concert. Da. Și într-unul din textele din telefonul lui am găsit iarăși scris, eu le spun tuturor că uh, o să mor până în 45, în fine, un nebun. Asta ai găsit da. acum, recent. Da. Sunt scrise în așa fel piesele astea, așa cum spuneai și tu mai devreme, par a fi un testament. Nu știu, uite, dacă vrei, pot să-ți dau play. Bine, mulțumește lui Dumnezeu, toată lumea se roagă. Așa că Doamne, îmi mulțumesc pentru forța și inspirația pe care mi-o dai, pentru prezența de spirit după 40 de ore nedormite. Creierul lui practic nu se odihnea niciodată și da, tot... să se... grăbea undeva? Păi, tu să-mi spui. Baby, uite ce fac! Baby, uite ce tu ce sunt fac. cu ochii pe mine în sfârșit, am înțeles cine sunt acum. Ce fac? Asta... Asta trebuie să înțeleagă acum câțiva ani. Mi-este foarte teamă că nu îi voi mai putea oferi lui Iris niciodată în viața asta prezența masculină în viața ei, pentru că eu am trăit și am simțit absolutul în ceea ce privește iubirea între două persoane. Nu am cum fizic, cel puțin așa cred acum, uh -huh. să cobor de acolo și să accept mai puțin și nu doar ca femeie, ca om. Îi lăsam pe pat când venea seara acasă, te iubesc scris din piesele de Lego ale lui Iris pe oglindă, pe, peste tot. Și, și asta s-a făcut de la început da. până la Da. <laughs> Unul dintre ele fiind asta, dacă mă aștepți, povestea noastră o să fie cea mai frumoasă dintre toate pe care le știi. Da, exact. Și să a ținut de cuvânt. Da, doar că mai mergea un pic. Nu mi-e teamă de nimic. Îmi doresc foarte tare să mor atunci când Iris nu o să mai aibă nevoie de mine și mi este teamă ca acest lucru să nu se întâmple înainte. Atât. În rest, nu... Este singura frică este pe care o mai am. Este singura ai. frică pe care o mai am, da. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Episodul pe care urmează să-l asculți astăzi este mărturia unuia dintre cei mai încercați oameni pe care îi cunoaștem. E pentru prima oară când soția artistului Nosfe, Mădălina Crețan, soție de artist, cum îi place să se prezinte, dă un interviu despre adevărul ei după dispariția fulgerătoare a lui Darius în urmă cu câteva luni. Și mulțumesc tare mult pentru putere și curaj îmi doream să port o conversație cu ea, dar n-am îndrăznit să o sun pentru asta. Așa că, pur și simplu, momentul a venit de la sine, neforțat. Și mulțumesc, Mădălinei, că nu a făcut din această întâlnire un episod aflat sub imperiul dramei, al suferinței, al tristeții. Deși ele sunt acolo, trăiesc cu ea. E o conversație profundă cu o femeie puternică, dar plină de sensibilitate, despre o poveste de dragoste reală, trăită, o poveste cum rar întâlnești în ziua de astăzi, despre greutatea, dar și necesitatea acceptării, despre cum să mergi mai departe când pare că nu există mai departe. E un episod din care eu personal am avut de învățat multe. E un episod care restabilește memoria unui artist polivalent, cum a fost Nosfe, un om bun, un mare blând și tot ceea ce ne-a lăsat el. Înainte de a începe. Episodul, vreau să vă mulțumesc vouă pentru faptul că îmbrățișați acest fel de conversații, nu ușoare, dar folositoare pentru natura noastră umană. Chiar dacă nu fiecare episod e în zona mea de confort, să știți că voi, cei care ascultați, îmi dați încredere să le port, voi sunteți zona mea de siguranță. Și mă bucur că începem să ne cunoaștem din ce în ce mai bine, că interacționăm și creștem și conversația, dar și valoarea acestei comunități. Abia aștept și următoarea noastră întâlnire fizică. Abia aștept să trăim conexiunea pe 8 aprilie la prima conferință, fain și simplu, în afara Bucureștiului. Teatrul Regina Maria din Oradea ne va fi gazdă, un loc minunat, solemn. Iar profesorul doctor neurochirurg Alexandru Vlaciurea și părintele Vasile Ioana ne vor fi oaspeți la întâlnirea Fain și Simplu de la Oradea. Nu bag mâna în foc, dar s-ar putea ca la ora publicării acestui podcast să mai găsiți câteva bilete disponibile pentru conferința de sâmbătă, 8 aprilie, pe bilete.fainsisimplu.ro și în o mulțumire merge, ca de obicei, către partenerul nostru din ultimul an, CheckBank, cu rea sincer îi mulțumesc pentru tot creditul dat acestui proiect. Cumva, din multele episoade, fain și simplu, am învățat să nu amânăm investițiile pe care le facem în noi, în dezvoltarea noastră. Dacă vrei să investești în viața ta, fie că e renovarea casei, fie că e pasiunea ta, cursuri pentru a fi mai bun în fiecare zi, sau concediul pe care... Îl tot să amâni, dar îl meriți. Cardul de credit Check Bank e unul dintre cele mai bune produse de pe piață. E un card de credit cu 24 de rate fără dobândă, cu zero comisioane la comercianți și cu o perioadă de grație de 59 de zile. Îl poți obține foarte ușor pe checkin.ro pentru că acum este cel mai bun moment să investești în tine. Mulțumim Check Bank pentru că ne e aproape, iar acum vă invit să ascultați o poveste de viață și de dragoste între două suflete pereche. O poveste cu aripi Păi uite, pot să încep să spun de ce am eu emoții De ce ai emoții? Pentru că are o greutate scaunul ăsta Și pentru că o simt pe umeri cumva Și pentru că apreciez foarte mult invitația Îți mulțumesc tare mult Dar de ce n-ai mai fost nicăieri altundeva să vorbești, Madalina? Nu am simțit Pur și simplu în momentul în care am primit invitația, de-a lungul vieții mele am mers foarte mult pe feeling și atunci când nu am făcut-o, am făcut greșit. Iar în ultimele 5 luni mă bazez doar pe asta. Acum, eu recunosc că în ultimele cinci luni am avut câteva gânduri de, de a te suna și de a te invita, mai ales că știam ce îți poate pielea, știam discursul tău și... Credeam că întâlnirea asta e potrivită, însă nu am forțat-o pentru că uh, mi-e e greu să dau un asemenea telefon uh, pe care lumea ar, ar putea să-l ia drept. Uh, păi, stai un pic, că vrea să profite de povestea asta acum. Și de-aia nu, nu, nu ți-am dat telefon. Păi, uite, uh, o să iau așa discursul tău pe bucăți uh -huh. și o să fac analiză pe text, căci sunt o filoloagă la bază. Uh, în primul rând, uh, unul dintre motivele pentru care am ales să vin este că ești printre puțini oameni care i-a avut în emisiune de-a lungul timpului pe băieții de la șatra și pentru că ai prezentat un interes vis-a-vis -vis de ei și atunci când soțul meu era aici și nu doar acum când nu mai este. Uh, încă un motiv care mi s-a confirmat acum din discursul tău este și am să citez știam ce-ți poate pielea uh, și uh, încă o dată pentru că am simțit și, ba nu, uh, încă unul dintre motive este uh, că ai spus că ți-a fost greu să dai acest telefon spre deosebire de alte persoane pe care recunosc că le-am simțit fix ca și foamea de senzațional. Poate că nu e așa Poate cum m ai simțit tu, Fo deși spui că în general în viața asta te-ai luat după feeling. După feeling, feeling m-am luat și eu în, în construcția acestei, acestei întâlniri. Cred că este și un moment potrivit pentru că mâine se lansează albumul lui Nosfe la care lucrați o armată de oameni. O armată de oameni, după ce a lucrat el da. an de zile, îmi vorbeai despre sute de piese care au rămas uh, în, în studiouri, ori pe albumul ăsta pe care îl lansați mâine intră... 20 de piese. 20 de piese. Pentru că aniversăm 20 de ani de carieră, este foarte adevărat că s-a întâmplat de fapt în 2022 această aniversare, dar da, e un pachet care se învârte în jurul acestei cifre 20. Cum se numește albumul Madeleine? Underdog. De ce? E o poveste lungă. Chiar zilele trecute am lucrat la conceptul albumului și am scris împreună cu el, pentru că el ne-a lăsat cumva foarte multe lucruri. Vis-a-vis -vis de acest album, directive. Termenul la underdog vine de undeva din uh, secolul XIX, și inițial uh, a fost oferit câinilor de luptă, în momentul în care se făceau luptele între câini în cuști, uh -huh. și se oferea câinelui care avea cele mai puține șanse de câștig, adică intra în cușcă direct cu titlul de învins, în frunte. Uh -huh. Și, uh, din păcate, uh, soțul meu s-a simțit așa în cei 20 de ani de carieră, pentru că um, nu, nu i-a fost acordată nicio șansă sau prea puține șanse de la prea puține persoane în prea multe situații. Și atunci, uh, da, am ales termenul de underdog, care uh, ulterior cumva s-a transferat către zona artistică sportivă, uh, fix către persoanele care... Nu au nicio șansă. Nu au nicio șansă, da. Sau uh, nu, nu au nicio șansă, nu li se acordă nicio șansă, dar mai devreme sau mai târziu reușesc să demonstreze contrariul. Da, lui nu i se oferea nicio șansă în, în într-o carieră artistică sau în general, în, în viață. Că... Într-o carieră artistică. Într-o carieră artistică. Da. În viață îi s-au oferit șanse de la poziții de conducere în corporații. Serios? Da, noi așa ne-am cunoscut. La corporație? Da. Erați el, colegi? Da. Colegi, el era supervisor, adică team leader. Eu eram, de fapt, eram amândoi team leader și ulterior eu am devenit manager și la puțin timp după și el. Și ați făcut un team împreună pentru uh, totdeauna. da. E o poveste de dragoste pe care aș vrea să insist în această uh, întâlnire, care nu vreau să uh, fie sub Imperiul Tristeții. Asta mi-a și spus Mădălina încă de la, de la început, pentru că nu, nu a venit la podcastul ăsta nici să se lamenteze. Lamenteze, nici să se plângă. Într-adevăr, uh, viața. Prin ceea ce trece ea este, este cumplit de, de greu, dar, așa cum mi-ai spus la telefon, nu sunt nici prima, nici ultima și nici nu mi mie cel mai greu. Uite, zilele trecute, apropo de cumplit de greu, vorbeam cu o prietenă uh, și mi-a zis așa: este inuman, dar nu inumanul pe care îl știm și îl folosim cu toții. În sensul că nu inumanul acela de durere pe care nu o pot suporta. Este pur și simplu o experiență pe care noi, în corpurile pe care le avem aici, nu o înțelegem, pentru că este în afara umanității cumva, dar nu în sensul negativ. Da, am avut o viață, ceea ce se întâmplă acum cumva este doar o bucățică din viața mea. Uh, da, da, oricât de greu ți-ar fi fost, nu ți-a fost inuman de greu până acum? Mi-a mai fost aproape la fel, dar nu la fel într-adevăr, atunci când uh, a plecat și tatăl meu din această lume. Câți ne aveai? 29. Uh, s-a întâmplat cu o lună înainte de căsătoria noastră. <laughs> da, dar asta voiam să zic, că simt cumva că tot ceea ce s-a întâmplat în viața mea, de-a lungul vieții mele, a fost ca să mă pregătească pentru acest moment. Adică, crezi în expresia asta al cărei. Uh... Admiratori nu sunt, că Dumnezeu îți dă cât pot să duci sau nu. Dumnezeu le dă doar oamenilor puternici? Nu, eu cred că Dumnezeu dă tuturor în egală măsură și cred că depinde foarte mult de capacitatea noastră de a înțelege lecțiile pe care le trăim și felul în care alegem să nu să le depășim, să le învățăm. Eu cred că este. Un, mai degrabă o înțelegere între mine și Dumnezeu ca eu să trec prin aceste etape pentru, nu știu, pentru a-mi dezvolta mie spiritualitatea și credința și pentru a-mi îndeplini de fapt scopul pentru care am venit aici. Pe care îl cunoști sau ești în căutarea în... lui? Da și nu. E, cred că sunt mai multe. Nu sunt 100% sigură decât de unul, și anume de faptul că trebuie să scriu mult mai mult decât o fac acum, și mult mai profund decât am făcut-o până acum, și că, uite, blogul meu, spre exemplu, se numește Adevăruri necenzurate. De fapt, nu se numește asta, este tagul. Se numește Societate. Uh, și uh, pf, nici nu știu, am atât de multe povești încât îmi este foarte teamă să nu se întâmple așa o, un, uh, un vârtej și să nu mai am coerență. Lasă-mă că te scot eu din vârtej da, dacă, dacă e nevoie. în trebuie fii fi liberă. Uh, am uh, ales uh, acum câteva luni, două-trei luni o, un caiet pe care uh, pe copertă există un text. Este un poem de fapt al lui Emily Dickinson pe care nu l-am realizat din prima, am crezut că este pur și simplu scrijelit ceva acolo, ca să pară că este o carte veche. Și m-au tot întrebat foarte multe persoane ce scrie și la un moment dat am zis ok, cred că trebuie să aflu dacă scrie și ce scrie și este un poem în care se vorbește despre două suflete pereche. Um, unul dintre ele este iubirea, și uh, unul dintre ele este adevărul. Uh, iubirea moare prima, și uh, povestea este cumva un dialog între iubire și adevăr. În fine, pot să-l postez la un moment dat dacă vrea lumea să-l găsească și să-l citească. Chiar ți-am zis înainte și cumva mi-a intuit uh, următoarea mea întreb, nu întrebare, că e mai degrabă o conversație întâlnirea noastră de, de astăzi. Voiam să uh, citești ceva de pe, de pe, blogul tău, de pe soție de artist.ro și apropo, uh, chiar scrii prea rar acolo pentru cât de frumos scrii și ai avut un text după uh, plecarea lui Nosfe, în care ai scris așa, fii puternică, mădălina, ești o femeie puternică, de unde ai atâta putere, trebuie să fii puternică. Asta spunea lumea după ce l-ai pierdut pe Nosfe. Și tu spuneai, să fiu puternică, cum să fiu puternică atunci când mă îndoi de la mijloc în jos de durere fizică, cum să fiu puternică dacă mie îmi vine să o iau la fugă de nebună pe stradă, să las în spate tot ce simt acum. Și cumva e în felul nostru prin care noi credem că îi ajutăm pe cei aflați în durere, în suferință, de a le spune fi puternic. Pentru că sunt momente în care nu chiar e nerecomandat să fii uh, puternic. Este într-adevăr. Asta este și unul dintre motivele pentru care am acceptat ajutorul psihologului în această perioadă, deși am desconsiderat, este mult spus terapia prin psihologie, dar am considerat cumva toată viața mea că cei mai buni psihologi ai noștri suntem noi și că ajutorul cel mai de preț vine din interiorul nostru. Dar, într-adevăr, în această perioadă, cumva am avut, în primele, nu știu, două luni, un sentiment de disperare extraordinar de mare și am acceptat orice fel de ajutor pe care l-am putut primi de oriunde, inclusiv de la un psiholog. Psiholog care bănuiesc că nu ți-a spus fi puternică, Modelina. Nu, psiholog care mi-a spus să fiu blândă cu mine, pentru că este absolut normal să trec prin toate aceste faze și care m-a învățat efectiv ca pe un copil mic ce să fac în momentele în care sunt așa, adică ieși și aleargă. Spală-te, du-te și cumpără-ți o haină nouă, dă-ți cu parfum, machează-te, lucruri. M-am învățat cumva să mă regăsesc pe mine ca femeie, ca după aia să mă regăsesc ca mamă, ca om și ca toate celelalte. Adică, nu, nu, cred că mi-a. Ba, din potrivă, mi-a spus la un moment dat că sunt, de fapt, mult mai sensibilă decât las să se vadă. Din această carcasă pe care o furtăm. Da, cred că ai avut trecerea asta de drept sensibilă prin viața ta și n-ai lăsat vreodată să se pare că ești de neatins, că ai, ești o femeie cu armură. Da. Da? da, începând de la prietenele mele până la, nu știu, rude, familii, chiar și iubiți de ai mei din tinerețe. Uh, unul dintre ei chiar s-a plâns la mama că sunt foarte rece uh, Nu sunt genul, uh, sau nu eram până la Darius genul de femeie care să se lase îmbrățișată Indiferent că e vorba de mama, de tata, de o prietenă uh, Toate persoanele care m-au cunoscut mai devreme sau mai târziu mi-au spus că sunt o stâncă și cumva, singurul care a reușit să treacă de această barieră, în afara mamei mele, a fost Darius. Dar, da, imaginea mea sau ceea ce am lăsat eu să se vadă la suprafață a fost fix această duritate. Și te-a ajutat să fii blândă? Te-a ajutat sfatul uh, psihologului? Da, m-a ajutat. Adică cred că am acceptat cumva pentru prima dată în viața mea să aud despre mine și să accept despre mine că sunt o persoană sensibilă și că am nevoie de dragoste și am nevoie să mi se spună că fac lucruri bune și da, m-a ajutat. Dar cred că acest cuvânt, blând sau blândețe, cumva l-a caracterizat și pe Nosfe. Hai să Stabilim o convenție că vorbim despre Nosfe ca despre Darius. Eu îi voi spune Darius, Darius, dar da, tu îi poți spune Nosfe, e în regulă. O, o să încerc să-i spun uh, Darius, deși... Îți vine peste mână, uh -huh. da. Uh, N-am fost atât de personal încât să... Uite, te să întrerup o cu... secundă. Te Pentru rup. mine Nosfe este copilul meu și al lui Darius. De-aia mie mi-este cumva greu să spun Nosfe. Adică în afară de Iris... Acum 9 ani de zile, primul nostru copil a fost, de fapt, acest proiect care se numește Nosfe. Împreună i-ați ales numele? A, nu. Numele și l-a ales avea... el înainte era Nosferatu, și pentru că era mult prea lung și prea puțin comercial, l-a scurtat și a rămas Nosfe. Da, și e practic momentul în care voi ați început să-l creșteți pe acest copil, pe Nosfe, și e momentul în care tu te-ai pus cumva asumat pe planul 2, inclusiv uh, branduindu-te drept soție de artist. Da. Mă bucur tare mult că ai pus această întrebare. Este o întrebare de care m-am lovit de foarte multe ori, ba chiar la un moment dat o prietenă de ale noastre, i-a spus lui Darius, uh, vezi că există posibilitatea ca la un moment dat soția ta să se frustreze pentru că se dă pe ea la o parte pentru tine, este o femeie alfa și există această posibilitate ca la un moment dat să se răzvrătească și i-am spus și ei atunci ce o să spun și acum pentru toată lumea, eu nu m-am pus, nu m-am dat la o parte. E pur și simplu o decizie pe care, adică noi am ales împreună să construim acest proiect și da, poate a părut Că m-am dat la o parte, dar cumva, deciziile, inclusiv cea în care el și-a dat demisia, eu fiind însărcinată în 3 sau 4 luni, urmând să ne descurcăm doar din salariul meu până când el urma să producă financiar, a fost luată de mine. Adică, nu, el pur și simplu. E, era încolțit și se vedea clar că ceea ce face în corporație nu îl definește, nu este ceea ce este el. Și a venit la un moment dat la mine, eram acolo și mi-a zis: Nu știu ce să fac, să-mi dau demisia sau să nu-mi dau demisia. Și eu i-am spus atunci să-și dea demisia, pentru că o să ne descurcăm și o să fie bine. Deci, practic, tu l-ai investit pe el cu încredere absolută. Da. Asta e, de fapt, cheia denumirii de soție de da. artist. Da. Chiar i-am oferit încredere absolută. Mi s-a reproșat la un moment dat că i-am oferit poate prea multă libertate sau prea multă încredere. De ce? A, păi. A... Pentru că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Și pentru că poate prea multă oboseală, poate, nu știu, o viață mult prea agitată. Adică. Probabil persoanele care mi-au spus aceste lucruri au gândit că dacă rămânea în corporație cu program de la 9 la 18 venea acasă, dormea și viața ar fi fost mai lungă. Crezi chiar dacă făcea nu. ceva ce nu îl făcea fericit? Nu cred absolut deloc. Eu cred că fix cumva asta eu nu cred că noi ne decidem sau eu nu cred că moartea este un lucru pe care îl putem um, nu știu, amâna sau cred că momentul în care trebuie să murim, murim indiferent de ceea ce am făcut cu viața noastră până atunci. Și atunci, nu știu, e nedrept să, să judec, nu mai bine facem până în ultima clipă ceea ce ne face plăcere? Ba da. Ceea ce bănuiesc că Darius Nosfe a făcut. Da, a făcut. Până în ultima clipă a făcut într-adevăr ceea ce îi face plăcere. Ba, chiar cumva seara în care s-a întâmplat a făcut până în ultima clipă ceea ce i-a făcut plăcere. Având un concert. Da, da s-au scris o grămadă de, de lucruri, chiar în zilele alea probabil că tu nici nu le-ai citit și mai bine că nu, nu le-ai citit. De la, mă rog informații false despre împrejurările în care și-a pierdut viața, s-a vorbit și despre sinucidere, s-a vorbit și despre droguri, s-a vorbit despre, despre epuizare. A apărut așa, sfârșitul lui pe pământul ăsta drept, nu știu, o lumânare care pur și simplu s-a ars, s-a ars, s-a stins. Cum îți explici acum ceva ce e greu de explicat de pământeni. Nu, nu pot să îmi explic și este un lucru pe care l-am învățat atunci când a plecat tata din acest plan și anume faptul că, oricât de, de fapt, că cea mai greșită întrebare pe care ți-o pot spune într-o astfel de situație este de ce. Eu m-am chinuit șase ani de zile cu această întrebare după ce a plecat tata și Recunosc că mi-am pus-o și acum, în diferite momente, altfel, poate, nu de ce, așa. De ce m-am întrebat de ce ne-a dat Dumnezeu să trăim această iubire în aceast așa fel încât să ne o ia atât de repede. L-am întrebat pe El cumva, oare chiar ăsta este planul pe care noi doi l-am făcut în afara acestei lumi în care trăim. Dar motivele fizice pentru care s-a întâmplat acest lucru nu, nu am încercat niciodată să le aflu cu adevărat și nici nu îmi doresc foarte tare, pentru că, ok, le aflu și el este în același loc. Cu ce fizic, te ajută. Exact. Și atunci prefer să nu judec în niciun fel nimic și pe nimeni, și nici explicații n-ai să dai nimănui. Și nu, nici explicații n-am să dau nimănui, um, nu pentru că aș avea ceva de ascuns sau pentru că ar exista un sâmbure de adevăr în toate lucrurile care s-au vorbit, ci pentru că omul care a fost el aici și sufletul care a fost în corpul lui aici, um, sau părerea mea despre omul și sufletul, nu o să mi-o schimbe absolut nimeni niciodată în niciun fel. Și consider că viața unui om sub nicio formă nu trebuie definită prin moartea acestuia. Iartă-mă că păstrez tăcerea după cuvintele astea, dar mi se par de aur. Ce ai spus da, acum da. este așa cum nici în timpul vieții cred că viața unui om nu trebuie judecată după ultima lui faptă. Deși de regulă cam așa facem. Din păcate, da. Ai spus despre ceea ce îmi spunea psihologul să fii blândă cu tine, nu să fii puternică, cum, cum, spune toată lumea, să fii blândă și cred că acest cuvânt, blândețe, l-a caracterizat și pe el. Știi, anul ăsta, Oscarul pentru animație a fost câștigat de un film care se numește Băiatul Cârtița, Vulpoiul și Calu, cred, Okay. Uh, e, e și o serie de cărți tare frumoasă uh, pe care îți recomand să-i dorești fiicei voastre, lui Iris. Și la un moment dat, Cârtița stând pe o ramură de copac cu, cu băiatul, Cârtița uh, îl întreabă pe băiat ce vrei să fii când o să crești mare. Și băiatul răspunde, vreau să fiu blând. <laughs> Cred că blândețea l-a caracterizat pe. poate prea mult. A fost prea blând. Da. Cu el, cu lumea. Cu el nicio secundă. Nu? Nu. E, vezi, asta e problema. Da. Cu el nu a fost blând nicio secundă. Cu el a învățat foarte puțin în ultimii ani să fie blând. În rest, da, a fost, din punctul meu de vedere, mult prea blând cu. Prea mulți oameni care, din punctul meu de vedere, poate nu meritau, deși în ultimile luni nu mai gândesc neapărat așa. Adică, nu știu, eu am și scris la un moment dat o postare vis-a-vis -vis de blândețea asta a lui, în momentul în care l-am cunoscut și am stat de vorbă. Mie nu mi-a plăcut de el fizic la început, deloc. Deși Întem... avem niște ochi albaștri... Atât pe care eu nu-i suportam. Mie nu mi-au plăcut niciodată băieții cu ochi albaștri. Deci n-a fost dragoste la prima vedere între voi? A fost... Nu, n-a fost dragoste. Din partea lui a fost. Din partea mea, nu. Uh... Nu mi-a plăcut, punct. Însă, prima seară când am ieșit împreună și am stat de vorbă cred că șase ore în continuu, atunci eu m-am îndrăgostit de sufletul lui. Și după am învățat să iubesc fizicul, inclusiv acei ochi albaștri pe care cumva dimineața îi înjuram cu ciudă, <laughs> pentru că erau foarte frumoși. Iar în seara aia eu am cunoscut un om incredibil de pur. Pur și simplu am simțit că toată viața mea am căutat în toate persoanele din viața mea, inclusiv prietene, iubiții mei din liceu, din facultate, ceea ce el a sumat în acele șase ore. Felul în care mi-a povestit viața lui și naturalețea și sinceritatea și asumarea, pentru că nu e, nu e o puritate din aia de, nu știu... Însă folosesc un cuvânt urât pe care nu-l suport, dar e cumva singurul care vine acum în cap și anume fătălău. Uh, nu știu, nu a avut nicio urmă de răutate în el niciodată, niciun niciodată? fel, niciodată, niciodată vis-a-vis -vis de nimeni. Mamă. Da eu nu am mai cunoscut așa un om niciodată. Și crezi că a fost nevoie, era nevoie de blândețea asta a lui, a lui Nosfe ca să scoată blândețea din tine? Garantat. Pentru că tu spui că n-ai fost blândă deloc. deloc până l-ai întâlnit pe el. Nu, chiar am, cred că am și un articol pe blog despre asta, printre primele noastre seri petrecute împreună. Eram în apartamentul meu pe canapea și între noi erau niște meniuri de la niște fast food <laughs> și el a întins mâna pe spătarul canapelei și eu m-am tras crezând că vrea să mă mângâie și într-o altă zi a vrut să mă mângâie pe păr și am spus că ce înseamnă asta că eu nu sunt animal să mă mângâie pe cap <laughs> și da, a reușit cumva în timp E o, e o poveste de dragoste pe care îmi pare bine că putem să, să, să o povestim pe, pe îndelete. Voi vă scriați scrisori de dragoste. Biletele, scrisori de dragoste, mesaje, tot ce puteam. Îi lăsam pe Pat când venea seara acasă, Te iubesc scris din piesele de Lego ale lui Iris, pe oglindă, pe, peste tot. Și, Și asta s-a făcut de la început da. până la Da. <laughs> De asta zic că cumva povestea, uite, el mi-a lăsat la un moment dat niște bilețele pe parbrizul mașinii mele, toate începeau cu dacă mă aștepți, relația noastră a început cu el fiind într-o altă relație, în fine, e o poveste pe care nu vreau neapărat să o dezbat și la un moment dat eu n-am mai putut și am zis ok, eu mă retrag, tu rezolvă și vedem după. Și mi-a lăsat pe parbrizul mașinii, cred că sunt 21 de bilețele și toate încep cu dacă mă aștepți. Unul dintre ele fiind ăsta, dacă mă aștepți, povestea noastră o să fie cea mai frumoasă dintre toate pe care le știi. Da, exact. Și s-a ținut de cuvânt. Da, doar că mai mergea un pic. <laughs> Dar... Și l-ai așteptat. Da, 9 luni. Cred că aș și vorbit despre, da. despre lucrul ăsta, spunând că a, a, avea de ales într-o relație care dura de. 5, 4, ceva, niște și ani. Și nu mergea nicăieri da. și să încerce ceva cu totul și cu totul. Cu o sălbatică. Nu. Cu o sălbatică. Da, în speță. Sălba, sălbatică fiind tocmai nedomesticirea ta, ne. Da. La un moment dat, la începutul relației, mi-a și spus că este frică de mine pentru că sunt ca un cal nărăvaș care nu poate fi dresat și sunt genul de om care sau sunt genul de femeie cu care crede că dacă ar merge într-un club, l-aș pune în fața unei bătăi și n-ar ști cum a ajuns acolo. Eu, noi am plecat, eu am plecat cu el la bătaie. Povestea repărilor și discuțiile dintre repări, în fine, nu are sens. Dar ceea ce e... îmi povestești tu despre, despre Nosfe nu are absolut nicio legătură cu imaginea asta, clișeu, a repărilor băieți răi care, mă rog, nu da. lasă, nu că nu sunt sensibil, e... dar nu lasă să iasă la suprafață sensibilitate. Ori Or, era un munte de sensibilitate. Da, uite, părerea mea este în felul următor. Eu cred despre toți repării care scriu Că în ei există o doză de sensibilitate extraordinar de mare. Pentru că nu ai cum să scoți din tine toate trăirile alea să-i faci pe alți oameni să le simtă, tu fiind un glob de gheață pe interior. Acum, într-adevăr, depinde de fiecare în parte cât lasă să se vadă. Și sunt sigură că, așa cum s-a întâmplat și cu Darius, povestea vieților nu este deloc una ușoară. Adică, el a crescut fără tată într-unul dintre cele mai rău famate cartiere din Galați, unde s-a bătut cu toată lumea cu care s-a întâlnit. Pentru că asta era supraviețuirea. Pentru că asta era supraviețuirea, pentru că de multe ori era uh, bat jocorit că este un băiat singur și fără apărare că nu l-a repetat lui și el cumva trebuia să dovedească de 10 ori mai mult că este puternic chiar dacă nu l-a repetat lui alături, a crescut cu trei femei și fiind singurul băiat la o anumită vârstă și a luat și această responsabilitate pe umeri cumva și anume de a le proteja pe cele trei femei din viața lui. Adică mama? Bunica și mătușa, sora mamei. Și... Voi amândoi ați fost singuri la părinți? Da. Da. Încă un lucru care nu cred că este întâmplător cumva. Iar să mă te întrerup. Nu i nimic. Asta voiam să spun că el, deși era atât, adică nu s-ar fi dat niciodată înapoi de la un conflict masculin, adică n-ar fi fost genul de bărbat care ar fi zis vai nu da, dar ar fi făcut absolut tot posibilul și imposibilul să planeze acel conflict prin vorbe. Nu, n-ar fi pornit el niciodată o ceartă sau o bătaie. Dar ai văzut sau... vreodată certându-se? Noi doi ne-am certat de două ori, cred, sau de trei ori, de două, și după prima ceartă ne-am dat seama că noi doi nu ne putem certa pentru că ne luăm la bătaie și nu este un lucru pe care ni-l dorim. Dar așa, în rest, să se certe violent cu cineva, nu. Da, asta spunea absolut toată lumea care l-a, cunoscut pe, pe Nosfe și tocmai asta a fost și șocul imens al cunoscuților, al fanilor în momentul în care au aflat despre, cum ai spus tu, dispariția lui din planul, din planul ăsta. Dar vreau să mai pedalez puțin pe sensibilitatea asta a lui, a lui Nosfe. Uitându-mă pe, Blogul tău, v voi aveați un carnețel în care vă scriați... Mai fie... multe. Mai multe. Da. Într-unul dintre carnețele, pentru că am văzut, unul scria unul o pagină și celălalt următoarea pagină. Da. Ne lăsam de obicei mesaje de seara pe dimineața. Eu îi scriam când mergeam la somn, că el ajungea târziu și el îmi scria când ajungea și eu o găseam dimineața. Și ați, fă... ați făcut asta 9 ani de zile? Trebuie să fie multe carnețele. Da. Și într-unul dintre carnețelele astea, într-una dintre scrisorile lui, când a ajuns probabil târziu seara acasă, ca să vezi tu dimineața, a scris Aș fi vrut să te întâlnesc la 9 ani și să rămânem împreună de atunci. Să nu mai fi cunoscut altă femeie, pentru că tu ești singura care merită absolut tot ce am de oferit. Vreau să fim așa de proști pe veci. Hm. Iartă-mă întrebarea, cât de proști erați? în ghilimele. foarte de la nu știu, sunt niște lucruri pe care nu știu dacă vreau neapărat să le spun dar nu pentru că țin de povestea voastră de niște, da, de povestea noastră sunt niște lucruri intime cumva Dar, nu știu, spre exemplu, la un moment dat eu i-am scris lui din greșeală Te iubesc cel mult, pentru că am mâncat măul Te iubesc cel mai mult uh -huh. Și de acolo, uite, pe coroana mea Scrie Te iubesc cel mult. Adică, deși a fost o greșeală gramaticală, ne-am distrat atât de tare pe această prostie, încât noi, când pleca de acasă, ne spuneam Te iubesc cel mult și te iubesc oricum. Pentru că, nu știu, lovea mașina sau îl trimiteam să cumpere pâine și se întorcea doar cu apă și uitat de pâine, și eu îi spuneam Lasă că te iubesc oricum. Și ăsta este un exemplu banal, cumva, de prostie <laughs> sau de faptul că ne lăsam, nu știu scris cu piese de Lego sau pe oglinzi prin casă bilețele sau că îi făceam sandvișuri în formă de inimioară sau nu știu... Este de fapt nu neapărat, nu e o prostie, este fix, bine, normal că nu e o prostie, e dorința noastră de a rămâne la fel de îndrăgostiți unul de celălalt ca la început, pentru că toată lumea știe că poveștile de dragoste nu mai au nicio legătură peste 5 ani cu felul în care au început. Și uh, noi ne-am dorit ca ceea ce am simțit la început unul pentru celălalt să nu se estompeze niciun fel niciodată. Și atunci am făcut lucruri de genul ăsta și nu am permis ca îndrăgostea la aia prostească între doi adolescenți să dispară. Cumva e foarte terapeutic pentru multe dintre relații, ceea ce povestești tu. Uh, aici fără a descrie o imagine a doi oameni perfecți care creează un cuplu uh, perfect S sunt curios dacă psihologul te-a întrebat ceva legat de povestea asta uh, a, a voastră pentru că rar vezi întâlnești crezi asemenea povești în ziua um... de astăzi a fost o discuție la un moment dat. Nu m-a întrebat el, am simțit eu nevoia să deschid subiectul și anume lipsa figurii masculine din viața copilului, din, din viața lui Iris. Iar eu i-am spus lui Radu, că așa îl cheamă și nu mi place să i zic că e psiholog, <laughs> că mi este foarte teamă că nu îi voi mai putea oferi lui Iris niciodată în viața asta Prezența masculină în viața ei, pentru că eu am trăit și am simțit absolutul în ceea ce privește iubirea între două persoane. Și nu am cum, nu am cum fizic, cel puțin așa cred acum, uh -huh. să cobor de acolo și să accept mai puțin. <laughs> Nu știu cum să explic. Din punctul meu de vedere, pentru mine, Darius a fost și este cumva în continuare bărbatul perfect. Felul în care eu m-am simțit ca femeie lângă el nu a mai. n-am mai simțit niciodată nicăieri. Și nu doar ca femeie, ca om. Ca femeie, ca om, ca orice. Și lucrul ăsta a fost posibil pentru că l-a făcut el posibil. Nu pentru că Adică hmm. nu pentru că m-am dedicat eu 100% lui, pentru că el s-a dedicat 100% mie și atunci tot ce a ieșit din mine vis-a-vis -vis de el și vis-a-vis -vis de mine a fost... <fums> nu face nimic. <fums> uh, Chiar nicio problemă. A fost floare peste floare peste deci floare. Deci ai simțit absolutul, cum, da. cum ziceai. Da. Nu știu, crezi în suflete pereche? Da, crezi cred în... în suflete pereche, normal. Cred, cred cred nu ne neapărat în două suflete pereche, eu cred că suntem un grup de suflete pereche pe care, care cumva ne întâlnim în diferite vieți în diferite experiențe și nu, nu întotdeauna în aceeași formă adică nu cred nu știu dacă să ne ducem în direcția asta pentru că eu am tot făcut niște meditații prin regresie în ultimul timp și eu am descoperit... Aici, aici chiar vreau să, să punctez lucrul ăsta. Mi se pare absolut uh, demn și lăudabil faptul că în, în această perioadă tu ți-ai găsit timp pentru tine, ca să lucrezi cu, cu tine. Îmi despre psiholog, acum vorbești despre... Păi mi-am găsit, găsit pentru că există Iris. O dată. Și... Um... Uite, acum niște ani am avut un prieten care și-a pierdut fratele la o vârstă destul de fragedă și mama lui a fost cu el la psiholog. Schimb un pic discuția, dar are legătură cu ceea ce nu, că -am urma notat să zicem. Unde trebuie să ne întoarcem. Așa. Perfect, mulțumesc. Mama lui a fost cu el la psiholog pentru că reacția băiețelului care își pierduse fratele era destul de dificilă, avea și o vârstă 14-15 ani, înțelegea dar nu înțelegea și uh, psihologul i-a rugat să se uite în oglindă pe amândoi în același timp, l-a întrebat, a întrebat-o pe mamă ce vede, nu mai mi-aduc aminte răspunsul ei și l-a întrebat pe băiețel ce vede și băiețelul a spus că vede o mamă tristă și atunci psihologul i-a spus vedeți doamnă, problema nu este la copil, problema este la dumneavoastră N-am înțeles foarte mult timp uh, de ce a existat acest băiat în viața mea la momentul respectiv. În schimb, acum când uh, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, efectiv mi s-au întors ca un bumerang acele cuvinte în cap. Și uh, am realizat că îmi doresc mult prea mult uh, ca Iris să nu vadă o mamă tristă. Și atunci? Și atunci mi-am găsit motivație... În ea și în mine să mă vindec, să renasc, eu așa simt. Asta simt că se întâmplă cu mine, de fapt, în ultimile cinci luni. Și simt ești că pe se... calea aceea? Sper. <laughs> Cel puțin fac tot posibilul în direcția respectivă. Și acum, întorcându-ne la uh, acele așa, meditații da. Regresie. Voi să povestești ceva? Da, spuneam că aș povesti. Îmi este un pic teamă pentru că Atunci în România, trăbat, cum în va cumva, el a început acest awakening, această uh -huh. deschidere, această, nu știu, al treilea ochi, glandă pineală și așa mai departe. Dar pe mine m-au ajutat foarte mult în perioada asta, împreună cu credința în Dumnezeul meu, care, fără să jignesc în niciun fel, Dumnezeul meu nu este Dumnezeul de senat. Eu cred că Dumnezeu este ceva incredibil de puternic și de mare și cu o iubire pe care noi aici nu o putem concepe. Apropo de asta, chiar vorbeam, nu mai știu exact cu cine, că motivul pentru care noi pe pământul ăsta fugim atât de disperați către fericire este pentru că undeva în adâncul creierului simțim sau ne amintim fericirea și iubirea aia supremă pe care o simțim în lumea lui Dumnezeu și suntem efectiv disperați să o găsim și aici și de aia ne dorim să fim, nu știu, să avem iubire, să avem familie, să avem copii, să avem un job, crezând că toate lucrurile alea or să ne aducă în viața noastră fericirea și iubirea aia. Și se întâmplă să trăiești astfel de momente da, se întâmplă. în viața asta. Așa, ne întorcându-ne la ce la, la ce spuneai, apropo de, de spiritualitate și de ceea ce te ajuta pe tine, că până la urmă nu dăm o rețetă aici. Corect. Deși ești specialist în, în rețete, mm -mm. mai degrabă cu cunosc erați Eu găteați. am. Da, eu găteam mult mai mult decât el. Eu am început să. am învățat să gătesc pentru el și pentru Iris când ne-am cunoscut pentru el a fost un șoc să deschidă ușa frigiderului meu nu aveam nimic practic nu a avut cu ce să-mi facă niște paste mama mea în schimb este o bucătăiasă iscusită și da, da mereu îi spun că dacă ar merge la șef la cuțite ar demonta complet lumea celor de acolo, dar a zis că ea nu poate să facă fața acelor emoții. Știu că la un moment dat Nosfam scrisese pe, pe, Instagram, eram la maica mea în Baia Mare Tortur. și făcuse mama un tort cu portocale, mm -hmm. cred, și mi-a cerut rețeta. Mi-a cerut rețeta da. da, l-am rugat eu să-ți o ceară că am văzut poza și mi s-a părut că arăta senzațional, am și făcut. Pe acel tort. Deci orice poți să înveți în viața asta da. Inclusiv să gătești da, Din dragoste meu, da. Mie tata îmi zicea mereu că nu există Nu pot, există, doar nu vreau Și că atunci când Nu poți, îmi zicea Dacă nu poți, te ajut Dacă nu știi, te învăț Dacă nu vrei Nu vrei și punct Deci nu vreau să intrăm în, în detalii Dar de atâta vreau să te, te întreb Dacă tu și Darius ați fost suflete pereche Sau da. sunteți am fost și suntem. Da. Este un lucru pe care îl pronunț cu toată gura și toată tăria, și cred asta până în adâncul sufletului. Și sunteți povestea de dragoste, răspuns că orice se poate îmblânzi în lumea asta. Inclusiv o regină războinică, așa cum îți plăcea ție să te semnezi. Sau nu, te Iris era prințesa războinică. Da? Da. Și tu ești regina războinică. Da, nu, m-aș intitula el, îmi spunea că sunt regină, eu nu. <laughs> dacă m-aș intitula neapărat așa de la sine, putere. Uh, uneori mi se pare că tot ceea ce vorbesc despre relația noastră mi se pare că vorbesc în clișee, în continuu, adică pare că fabulez dar uh, mă bucur cumva. Uite, noi ne-am ținut foarte mult timp, cumva, povestea ascunsă. Eu am mai scris pe blog, dar n-am postat mesaje pe care le postez acum dintre noi doi, pentru că ne-a fost cumva mereu teamă să nu ne atragem energii greșite din diferite părți. Um dar mă bucur că există aceste mesaje, pentru că de obicei când se întâmplă, când moare o persoană, avem noi acea vorbă românească pe care eu o răz din tot sufletul meu, de morți numai de bine, la noi nu se aplică, pentru că la noi a fost numai de bine și înainte, iar eu am aceste dovezi, ca să le numesc așa. Și ai mai avut într-una dintre postările tale de pe, de pe blog Cred că tocmai începuse războiul din, din Ucraina anul trecut. Și ai spus că noi atunci când pronunțăm vorba asta cu bune și cu rele, când spunem rele, de fapt nu știm la ce ne referim când spunem rele, uitându-te la soarta copiilor, familiilor da. din, din Ucraina. Că de fapt relele astea de care noi ne plângem în fiecare zi nu au nicio legătură Așa cu este. adevăratele. Așa este și cumva, uite, și un lucru pe care la un moment dat sau am avut tendința de a mă răzvrăti în perioada asta pentru că se zice că oamenilor care nu apreciază li se ia ca să învețe să aprecieze, căci apreciem în momentul în care pierdem noi ne-am apreciat unul pe celălalt și relația în continuu, în fiecare zi, în fiecare secundă, în sensul că ne-am și exprimat, adică nu a fost doar, spun eu acum, de ce cred că a simțit el și ce am simțit eu. Sunt lucruri vorbite, sunt lucruri pe care noi ni le spuneam în continuu, îți mulțumesc că existi, îți mulțumesc că faci asta, adică... La ordinea zilei. La ordinea zilei, da. Chiar, da, pentru că noi în cuplu suntem obișnuiți doar cu expresia certurile sunt la ordinea zilei dar nu și aceste cuvinte care da. hrănesc sufletul nu, nu știu, eu am învățat recunosc foarte mult uh, din povestea de dragoste a părinților mei, pentru că și părinții mei s-au iubit extraordinar de mult uh, și uh, văzând la ei foarte multe gesturi de dragoste, de atenție. Poate mi-am mi setat cumva ca un etalon și automat multe dintre lucrurile pe care la început le-am făcut forțat. În sensul că, nu știu, mama avea grijă de tata și eu am admirat o mereu pe mama că este o soție blândă și iubitoare. Am zis, trebuie să fac și eu așa, chiar dacă nu-mi vine neapărat natural din prima. Și tot făcând lucrurile astea, am observat că ceea ce am primit înapoi a fost incredibil de bun și de frumos și poate de multe ori mult mai mare decât ceea ce am oferit eu, și de acolo s-a născut un, nu știu, un obicei, un ciclu. Și am tot continuat așa. Apropo de rutine în, în relații, în, în cuplu, dar în afară de bilețele, carnețele, îți scria și cântece? A, da, sunt foarte multe cântece pe care le-a scris pentru mine. Care crezi că cele mai aproape de tine versuri dintre păi, Nemuritor este una dintre piesele pe care le-a scris pentru mine și e o discuție pe care noi am purtat-o destul de des în relația noastră și anume faptul că atunci când se îndrăgostește de tine un artist, fie că e pictor, fie că e scriitor, tu devii nemuritoare, pentru că acel om te va pune în arta lui și arta este nemuritoare, în teorie. Și așa a și pornit, de fapt, povestea acestei piese nemuritori. Da, doar că de regulă dragostea asta poetică, romantică, este aici, pe pământ, de cele mai multe ori toxică, Uh, și povestea voastră e cu totul și cu totul altfel decât, uh, uh, nu știu, dragostea a poeților, știi? Poate pentru că um, el n-a scris despre mine de la început. Adică, el are piese despre fostele lui iubite, piese despre părinți, despre Iris sau în care a menționat, iar eu nu am avut niciodată dorința sau pretenția de la el să scrie despre mine sau să mă supăr pe el că a scris despre o altă femeie care a făcut parte din viața lui la un moment dat. Și cumva cred că din momentul ăla toxicitatea între noi a murit sau n-a existat niciodată și în momentul în care a simțit să scrie despre mine am apreciat și am luat ceea ce a transmis el acolo ca un omagiu, nu e mult spus ca o declarație de dragoste. Cred că multe femei și-ar dori să aibă relaxarea ta într-o într relație. E greu de ajuns foarte acolo. greu. Eu n-am fost așa până la el, că asta am încercat să le explic foarte... Nu există, din punctul meu de vedere, o relație sănătoasă atunci când oamenii nu sunt 100% sinceri și naturali unul cu celălalt. Și uh, nu există o relație naturală atunci când unul dă mai puțin și celălalt dă mai mult. Iar um, este adevărat că Darius a fost, sau poate nu e așa, nu știu. Ținând cont de faptul că eu am suferit 9 luni de zile, mie mi se pare că el a fost primul care s-a deschis și care m-a făcut și pe mine să mă deschid, dar în același timp. Probabil a simțit nevoia să-mi arate apreciere că am așteptat atâta timp cu minte. Da, o relaxare care, care s-a și văzut în, în exterior, inclusiv la cunia religioasă. Voi ați fost în geacă de blugi, blugi nu? Pe care ne -am, am avut scris cusut de noi, de fapt. Noi am cusut... Am, Darius a imprimat acele petice și le-am cusut noi de mânuță. La el scrie sversurile din condimente. La el uh -huh. sunt ca soarele și luna color în cerul și la mine casarea și piperul și nu mai mi-aduc aminte acum exact. Da, hai să ne întoarcem un pic la cântecele lui, lui Nosfe, care apar chiar mâine pe albumul care se va lansa toate platforme, Peste tot, da. inclusiv da. pe YouTube da. Da. Este albumul lui Solo, nu e albumul Ushatra Bands da. uh, Cu 20 de, de cântece Cum le-ați ales? Cum le-ați compilat? Din sute de cântece câte v-a lăsat? Um, este Luca Și-a asumat acest uh, rol Luca Beats Luca uh, Care din punctul meu de vedere Este Sau a fost foarte chinuitor Ba el chiar de multe ori a fost un pic în pragul depresiei în această perioadă, pentru că sunt scrise în așa fel piesele astea, așa cum spuneai și tu mai devreme, par a fi un testament, multe dintre ele. Și uh, el le-a luat pe fiecare în parte și le-a ascultat una câte una de mai multe ori chiar, până când a ajuns la această selecție de 20 de piese. Îmi mai trimitea și mie din când în când câte una. Recunosc că eu doar așa le-am ascultat, eu încă n-am ascultat cele 200 de piese. Pentru că nu ai putut. Pentru <laughs> sau... că mi este teamă, da, pentru că nu mă simt încă suficient de puternică <laughs> încât să trec prin fiecare piesă în parte. Și atunci când îmi trimite Luca una dintre ele, îi dau play și reușesc să o ascult. Ai avut vreun moment dintre cele 20 de piese pe care ți le-a trimis uh... Pe care o să le pună pe, pe album, ai avut vreun moment de aha? De. în care să. nu știu, să ai o revelație, să. Nu. 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 Adică te așteptai la asta. Da, adică povestea pe care el a pus-o în piesele astea este în mare parte povestea vieții lui și din fericire, o știu pe toată. <laughs> Și atunci nu pot să zic că m-a surprins ceva din ce ar fi scris acolo. În schimb, îmi spuneai că te-a surprins ceea ce scria mai pe grabă în, în ultimul an. Uh, îmi spuneai că părea că fiecare vers pare că e testamentar, că are ceva de lăsat. Sunt foarte multe piese uh, scrise folosind verbe la trecut. Mm -hmm. Și atunci e imposibil să nu mă șocheze, poate dacă el ar fi fost aici și le aș fi ascultat. Nici nu aș fi observat acele verbe folosite la timpul trecut. Dar cred că ăsta este lucru care m-a șocat acum, din perspectiva asta. Faptul e vreun că... vers anume care mm. Sunt mai multe, sunt mai multe, dar nu știu dacă... Nu știu, uite, dacă vrei pot să-ți dau play la intro-ul de pe album, care e tras de el. Bine, mulțumește lui Dumnezeu, toată lumea se roagă. Așa că, Doamne, mulțumesc pentru forța și inspirația pe care mi-o dai, pentru prezența de spirit după 40 de ore nedormite. Uite unde ești! Ești acolo unde acum câțiva ani ziceai că dacă o să ajungi o să te descurci tu. Ai avut doar șansa azi? Baby, uite ce fac Baby, uite ce fac Baby, uite Tot ce fac Tot sunt cu pe mine în sfârșit au înțeles cine sunt acum ce fac. Asta, asta trebuia o să înțeleagă acum câțiva ani Dar peste câțiva ani o să înțeleagă că azi Sunt de neoprie Ia da, astăzi zic, poate dacă el încă ar fi fost aici și acest intro ar fi sunat cu totul și cu totul altfel decât îl percepem noi acum, dar acum e diferită situația. Exact. Da, repet, fiecare cântec care s-a lansat după evenimentul ăsta pare că e așa testamentar, cum am zis, sau profetic, nemuritori, e... Care a fost primul... Uh, dragoste. Dragoste. Um, când l-am cunoscut eu sau la începutul relației noastre, el mi-a spus la un moment dat că el simte că o să moară tânăr. Că el crede că o să moară undeva pe la 45-50 de ani maxim. Și... Uh, am ignorat complet acea discuție de atunci pentru că am zis că e un pic nebun și cine știe ce a visat aseară și a scos această bazaconie pe gură. De atunci nu am mai menționat și nu a mai vorbit niciodată de acest lucru. Nu știu dacă el a mai simțit în continuare asta sau nu a mai simțit o apărut iris în viața noastră, cu siguranță dacă am mai simțit-o probabil a ales o ignore zilele trecute nu zilele trecute, acum ceva timp am găsit, după ce s-a întâmplat am găsit în telefonul lui el scria și o carte și nu știai asta? Da, știam, doar că nu citeam în timp real ce scria, uneori mai întrimitea, alteori nu Cartea ar fi trebuit să se numească Rapa Sutra. A căzut cumva pe umerii mei, și această responsabilitate. Și aproape gata, cartea? E diferit. Este o carte pe care el inițial voia să o compună numai din versurile lui, pentru că, așa cum a spus el în scris, dacă, dacă îți dorești să-mi cunoști biografia, Va trebui să-mi citești fiecare vers în parte pentru că în acele versuri este toată povestea vieții mele. Cu mici incursiuni de text pe alocuri. Mm -hmm. uh, și într-unul din textele din telefonul lui am găsit iarăși scris, eu le spun tuturor că uh, o să mor până în 45. În fine, un nebun. Asta ai găsit Da. acum, recent. Da. Uite, eu simt că voi muri bătrână. Eu cred cumva că dacă suntem suficient de atenți la interiorul nostru și la sufletul nostru și la ce ne transmite nouă subconștientul, putem să fim mult mai deștepți decât suntem. E adevărat că nu am mai vorbit despre lucrul ăsta niciodată cu el în afara discuției de atunci și, în fine, nu, nu mi-a lăsat nicio secundă impresia că și-ar dori să îi se încheie viața. Da, el era un artist care se exprima în, în diferite feluri, pe lângă sutele de, de cântece pe care tu spui că le-a scris cumva împotriva ceea ce au, cum au reacționat colegii lui din, din industrie, pe care pandemia efectiv i-a bulversat. Mulți n-au fost în stare să scrie, alții pur și simplu nu puteau să se așeze la, în studio. El a scris enorm de mult. Am scris un asta. album întreg în cele două luni de sechestru, <laughs> <laughs> uh, albumul Brazil, care este online de mult, da. uh, a fost scris în integralitate în pandemie. Îți uh, spuneam și mai devreme că noi... Uh, am trăit foarte intens acea perioadă de pandemie, cred că a fost perioada în care ne-am certat cel mai mult în toată viața noastră, pentru că nu reușeam efectiv să-l scot din studio, din dormitorul nostru, din casă, unde și improvizase un studio cu un microfon, cu un ciorap, cu o chestie, că era complicat să... Era felul lui de a reacționa la... Stres sau nu Stres. Da, a fost da. până la urmă un stres mondial. Da. Și pe lângă asta, faptul că cel mai tare ura pe această față a Pământului să se simtă inutil. Să simtă că stă și că pierde timpul. Chiar vorbeam cu el despre asta de fiecare dată. Adică își dorea să se uite la seriale și de obicei se uita la foarte multe documentare sau seriale despre mafie, dar voia să le vadă în momentul în care termina de scris o piesă sau de făcut un desen, să simtă că e un fel de recompensă și că merită să se uită la serialul ăla pentru că a muncit înainte. Nu, nu putea pur și simplu să simtă că se distrează prea mult sau că, nu știu, timpul lui. Prețios îl oferă pe lucruri inutile. Dar uh, mi-ai mi povestit despre desene și mi-ai spus că mâine la lansare o să fie uh, inclusiv o expoziție cu desenele lui. Da, uh... Când desena în uh... Sau ce era desenul pentru el? Uh... Des, uite uh, gale, uh, expoziția de desene pe care o vom avea la galeria de artă în zilele următoare începând cu mâine uh, se va numi pană de inspirație <gânt> pentru că el desena atunci când nu era inspirat să scrie și de fapt era o joacă sau uh, mai mult decât o joacă încerca să-și țină cumva creierul antrenat către artă ca să nu își piardă din loc inspirația, nici nu știu exact cum să descriu în cuvinte. Pentru că desenele pe care le a făcut el, dacă te uiți la ele în detaliu, îți explodează pur și simplu creierul de cât de multe detalii ascunse sunt în acele desene. Adică e muncă de asta, de tipicar de da. Da, este foarte mult. El a terminat în Italia liceul de grafică publicitară. Acolo a început să deseneze foarte mult. Uite, chiar mi-a trimis tatălui zilele trecute o hartă pe care a desenat-o pentru un prieten de al tatălui său când încă era în liceu, adică avea 17 ceva, puțin ani. O hartă. Da, s-a mm. uitat la un film uh, cu mistere, cu comori. Și după ce a văzut filmul ăla a fost inspirat să deseneze această hartă. Asta este. Este necopiată de nicăieri. Nu este... Adică e făcută 100% din capul lui. Există așa acum acea hartă. Deci el, el făcea în momentul în care era în pană de inspirație cum spunea el, în muzică, desena. Da. Ca să nu se simtă Inutil desenat, pentru că asta îi plăcea, asta îi displăcea. Își dorea foarte tare să în fine, el scria de fapt vreo trei cărți. Unul se numește, una se numește roșu, una se numește rapa sutra și mai are una este o poveste de dragoste, ușor psihotică, așa cum vorbeai și tu mai devreme de dragostea asta dintre muză și artist. Mm -hmm. Gândea scenarii pentru Își dorea foarte tare de fapt să facem un film de animație în România În stilul Family Guy sau South Park Și spunea mereu că dacă am luat o familie românească aia clasică cu toate glumele proaste Cu bărbații care le zic femeilor fă și așa mai departe s naște o chestie extraordinară. Ba chiar vorbisem cu Titus, colegul nostru de la șef la cuțite, că el desenează în direcția asta să începem să facem un episod pilot. Adică creierul lui practic nu se odihnea niciodată. Dar tot. să da, să grăbea undeva? Păi, tu să-mi spui. Și în schimb avea nu știu dacă se oprea sau nu se oprea, dar știu că avea o legătură tare puternică și cu, cu Iris, cu, cu fetița voastră, care acum mi-ai povestit că face, mă rog, face gimnastică de, Mult. de ceva ani și că e foarte... E chemată la da, va, o să concurs? participe la o competiție din Lotul Național, Federația Română de Sport sau nu știu, nu Lotul Național, uh -huh. Federația Română de Sport, în aprilie. Federația Română de, de gimnastică, gimnastică, da. Uh -huh. E primul, <laughs> mă obișnuiesc și eu. E primul concurs de genul acesta. Am mai fost la un concurs, dar din ăsta de uh, acomodare. Și mi-ai spus că uh, gimnastica cumva a ajutat-o și pe ea. Uh, foarte mult să treacă peste. A ajutat-o și o ajută în continuare pentru că, în primul și în primul rând, în momentul în care merge la antrenamente, se generează o doză de dopamină foarte mare și în situațiile de genul este nevoie. Este într-un mediu înconjurat de copii, de muzică, de dans, de nu știu, disciplină, inclusiv disciplina și clar o ajută. E cumva nu știu, nu, știu pe nimeni care să facă un sport și să nu fie ajutat. Asta vorbeam și înainte de, de misiune și asta ziceam că și în creșterea fetelor mele mi se pare că din tot ce au făcut extra școlar și chiar școlar, mi se pare că sportul este da, așa simt cea mai bună alegere pe, pe care, dintre toate astea. Da. îmi ziceai că ai ales să-i spui lui Iris adevărul cumva tu confundându-te că dacă, dacă ai spus că iubirea mare prima rămâne adevărul uh, cu, tu alegându-ți calea asta a adevărului de ce ai ales să faci asta? Iris are șapte ani acum uh, În primul rând eu consider că pe această față a pământului unul dintre cele mai urâte lucruri e... Este minciuna de orice fel, chiar și atunci când pare că o facem ca să protejăm. Este tot o minciună care, mai devreme sau mai târziu, o să facă mult mai mult rău decât ar fi făcut adevărul la momentul potrivit. Noi, pe Iris, nu am mințit-o absolut niciodată în viața asta a ei, de când e ea aici cu noi pe Pământul ăsta. Chiar dacă am avut limitările vârstei de foarte multe ori, acolo unde nu am putut să-i spunem adevărul absolut, i-am spus o parte cu promisiunea că la momentul la care ea va fi suficient de mare încât să înțeleagă, o să vină și cealaltă parte. Um, Iris oricum a simțit. Iris. Uh, era la o prietenă de ale ei în seara în care s-a De fapt, nu, în seara în care s-a întâmplat, era acasă. Dimineața am dus-o la o prietenă de ale ei și uh, toată ziua aia mi-a spus mămica fetei. După uh, a zis că ea vrea să meargă acasă pentru că s-a întâmplat ceva cu tati. <laughs> uh, ce aș fi putut să-i spun? Ne-a părăsit tati, a plecat cu o altă femeie. Nu știu, mi se pare că orice altă variantă pe care, nu știu, aș fi putut să-i o spun, aș fi fost aberantă. Și atunci, pentru că ea știa și noi, am vorbit foarte mult de tatăl meu că a plecat la Doamne Doamne și i-am povestit mult de el. Cu un an înainte ne-a murit motanul, pisicuța, și eram acasă toți trei, iarăși n-am avut cum să-i ascundem acest aspect. Consider sincer că am luat decizia cea mai bună de a spune acest lucru. E adevărat că am îmbrăcat o cumva într-o poveste cât am putut eu de frumoasă. Da, dar cumva și munca ta după ce îți spui lucrul ăsta este cu atât mai colosală. Colosală. Da. Cumva cred că alege să le ascunzi adevărul copiilor Uh, e mai degrabă un act de egoism. Și e mai eu ușor. Cred asta, da. E mai ușor așa. Și eu cred același lucru, pentru că eu, uite, spre exemplu, spunându-i lui Iris acest lucru, am ales sau am acceptat și că la un moment dat Iris mă va vedea plângând. Pentru că s-a întâmplat asta atunci când ea a plâns și mi-a spus că este dor de tati, Poate de multe ori am reușit să. Fiu puternică, dar uite, tot cu psihologul am ajuns cumva și la acest, la această etapă. Um, am învățat că eu nu trebuie să-i arăt ei falsitate sau prefăcătorie sau um, o suprafață de gheață, pentru că ăsta este lucru pe care el va considera normal și natural și tot așa se va comporta și în viitor, atunci când va avea emoții puternice, le va. Ține în interior, și felul în care ar răbufni ulterior. Nu știu dacă ar fi neapărat unul prielnic. Și atunci, da, am plâns împreună, am avut moment în care am plâns eu și m-a consolat ea. Hm. Am ales cumva să, nu știu, să împărțim sau să împărțim și partea asta din viața noastră. Și apropo de, de ce spuneai tu îngrijorarea ta legată de lipsa figurii paterne din copilăria fetiței voastre. Care crezi că e, e calea acum? Păi, în momentul, -a, a, a, în ultimele 5 luni de zile, eu a, n -n, nu am mai putut sau nu am mai vrut, sau nu am mai nu am mai simțit să mă Proiectez într-un viitor foarte îndepărtat, pentru că uite cât este de instabilă viața și în momentul de față primim ajutor în direcția asta din două căi complet diferite. Una și cea mai importantă sunt amintirile pe care le avem cu Darius și. Pachetul imens de filmulețe, videoclipuri, piese, din care Iris își va primi o foarte mare parte din educație. Pentru că atunci când va asculta și mai mare și chiar și acum piesele tatălui ei, e, cu toții am primit educație de la muzică. Cu toții și primim Corect. în continuare. Și atunci. Dacă pot folosi acest cuvânt în această situație, noi suntem norocoase, inclusiv ea este norocoasă, pentru că are tot acest repertoriu de la tatăl ei. Și e o, e o norocoasă care are un repertoriu de la, de la tatăl ei, rapper, trapper, da. spuneți cum, cum vreți, care are și foarte multă esență, înțelepciune, da. esență în, 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 în versuri, versuri. În da. o sferie, era cu totul și cu totul. Altfel, și așa vorbesc toți despre despre. Da. apropo de uh, semnificația cântecelor sale. Nimic exact. nu era la întâmplare și nimic nu era așa, doar ca să nu mă dau mare. Nu, au fost poate câteva, poate câteva din nevoia societății de al uh, vedea ca pe băiatul rău, rapper, uh -huh. dar uh, majoritatea sunt. El. Și atunci, pe lângă poveștile de la mine, pe lângă puținele amintiri care îi vor rămâne, căci la un moment dat amintirile din anii de până se la șapte ani da. se blurează, există totuși o parte foarte mare din care ea își va putea lua acest exemplu patern. Și a doua direcție din care vin, vine către ea acest exemplu sunt prietenii lui Darius. Care cumva au devenit și prietenii mei, că și pe noi ne-au luat toți ca și pachet. Chiar vorbeam și glumeam cu Luca de curând și spuneam că sper din tot sufletul că nu-ți imaginezi vreo secundă că tot ceea ce a știut Darius despre tine eu nu știu. Adică, la noi nu a existat nici măcar această, nu știu, fidelitate prietenilor vis-a-vis de poveștile lor de viață. Noi am împărțit absolut tot. Și um, am spre exemplu Luca, mi se pare că a preluat prietenia sau a lăsat prietenia cu Darius, unde a rămas și a preluat o cu Iris. <gânt> adică și același lucru se întâmplă și cu ea, ba chiar la un moment dat mi-a spus că nu înțelege de ce Luca uneori când vorbește pare că e tati pentru că ei fiind atât de apropiați ca prieteni, automat că au tot felul de cuvinte în vocabular comune. Și uh, mai sunt, mai, am, mai avem un prieten prietenul unul dintre prietenii cei mai bune ai lui Darius, care are grijă să vină săptămânal la noi, nu știu, cu eclere, cu să ne să să existe în peisaj, și cred că pentru mine și pentru ea e momentan suficient mai târziu. Acum, între noi, fie vorba, podcastul ăsta, v-am zis, nu este despre gelanie da. și ați văzut dinamica discu discu discuției de până acum. Uh, nu este niciun podcast care să dea speranță, ci mai degrabă un podcast despre adevăr, adevăr despre credință. Uh, și cred că sunt două vești bune. În primul rând, Iris are cei șapte ani de acasă. Asta vorbeam și noi cu foarte puțin timp înainte să se întâmple asta, doar că în alt context. Și anume, cel financiar. Pentru că noi, în perioada de pandemie, am avut greutăți financiare, ca majoritatea artiștilor, în România cel puțin. Și Darius, pentru că a fost un copil sărac ca majoritatea copiilor din perioada respectivă. Exact. Uh, mereu îmi spunea... De fapt, suferea foarte tare atunci când Iris cerea lucruri și el nu putea să îi le cumpere, că nu aveam bani. Atunci pe loc. Atunci pe loc. Și, uh, în fine, eu n-am fost... Adică și părinții mei au fost sărași, dar la mine e altă poveste. Părinții mei și-au dat hainele de pe ei pentru mine, au investit până la ultima suflare și bănuț în mine. Uh, și am venit cumva cu echilibru din partea cealaltă și am încercat să explic că e ok, că Iris are suficiente, că nu trebuie să se raporteze la ea ca la suferințele pe care le-a avut el în copilărie, dar în fine era complicat. Și uh, cred că cu vreo lună înainte am purtat fix discuția asta că poate într-un fel e mai bine că am avut aceste probleme financiare în cei șapte ani de viață ale a ei, că așa am reușit să o facem să înțelegem valoarea banului și faptul că nu, nu întotdeauna obții ceea ce îți dorești doar pentru că ai zis vreau. Știi, mi-au rămas cuvintele astea în minte, mi le-am spus la, am avut o conferință, fain și simplu, la Teatrul Notara cu doctorul Menis Iustri și el spunea că ei, copiii, au nevoie de trei lucruri. De casă, de mâncare și de educație. Și de dragoste. Casa fiind, însemnând, în primul rând, familie, dragoste. Da, structura, da. De nimic mai mult. Nici de jucării, nici de baloane, tort cu personajul preferat de la ziua de naștere, educație, casă, mâncare și, și dragoste. Și din punctul ăsta de vedere... Cred că nu e întâmplător nici asta: că Iris are cei șapte ani de acasă sănătoși. Așa, din cred și eu. ce mi-ai mi po povestit. Și mai are, mai are ceva, încă o veste bună: e că figura paternă, dacă ești un părinte conștient și văd că lucrezi la asta, figura paternă poate să fie înlocuită. Sunt o mulțime de mame care. Se despart, își cresc copiii singure, dar figura paternă de la o anumită vârstă poate să vină și din societate, din... Da, o poți sustrage din diferite... Uh -huh. Da, aceeași, de aceeași părere sunt și eu cumva. Plus că mai există și verișorii mei de care îți povesteam mai devreme, cu care eu am crescut ca și cum ar fi frații mei. Există. Nu o să-l înlocuiască nimeni niciodată pe Darius, Evident. dar eu cred că are cum să-și formeze o idee de ce înseamnă un bărbat în societate, de cum trebuie să se comporte un bărbat cu ea și așa mai departe. Și apropo de ce ai spus mai devreme, că acest podcast nu este despre gelanie, mă bucur că ai deschis subiectul, ți-am spus asta și la telefon, încă unul dintre motivele pentru care am refuzat în ultimul timp să mai merg la interviuri sau alte podcasturi, este fix asta, pentru că inevitabil direcția se ducea către și mi se pare că trăim oricum niște vremuri destul de grele și triste din diferite puncte de vedere și nu vreau să mai fiu și eu încă un motiv care sau încă, nu știu, încă un motiv în plus de tristețe în casele și în viețile oamenilor. Ba dacă aș putea să fiu motivație, oricât de greu mi-ar fi sau mi este, îmi doresc să fiu motivație și nu mi-am dorit nicio secundă Eu răs mila. Pentru mine mila este un sentiment poate mai urât decât ura. N-am o problemă cu empatia și cu compasiunea, dar mila nu e ce trebuie. Și cred Că fiecare întâmplare pe care noi o trăim în viața asta, fie că e rea, fie că e bună, se transpune într-un final în felul în care alegi tu să o trăiești. Exact. Iar eu nu aleg și nu pot să aleg și n-am să aleg niciodată să renunț. E foarte stoic ceea ce spui tu și cum te, te comporți tu, că până la urmă tu nu poți să schimbi problemele, dar poți să schimbi atitudinea Felu, da. ta vis-a-vis uh, -vis de, vis -vis de, uh, de ele. Și mă bucur tare mult, pentru că de, de obicei lumea se uită la astfel de, de povești și spun asta din ani mulți de experiență Uf. în televiziune, lumea vrea astfel de povești la televiziune ca să vadă povești mai triste decât Ale tristețea lor. de la ei de acasă. Uf. Ori, ascultând podcastul ăsta mi se pare că, sigur, Că durerea este, este foarte grea, și nu aș dori eu nimănui, dar uh, mi se pare că din povestea ta sunt o grămadă de lucruri de învățat, nu de plâns. Există un motiv pentru care eu trăiesc pe acest pământ în Adevărul, continuare? Adevărul, știu. <grijos> Lăsând deoparte, faptul că eu încă trăiesc fizic <grijos> înseamnă că mai am lucruri de <grijos> făcut. Și nu îmi doresc să le fac târându-mă pe jos, plângând și suferind, pentru că nu simt că e cazul să fac asta. Soțul meu m-a iubit pentru că am, sunt și am fost mereu o persoană care a luptat, care a avut încredere, care a dedicat mult. Copilul meu are nevoie de un exemplu mult mai mare în mine acum decât poate avea până acum 5 luni, pentru că doar eu sunt pilonul principal și atunci consider că am o responsabilitate mult prea mare pe umeri, începând cu ai duce arta lui Darius, aia multă scrisă la sfârșit, dacă există un sfârșit, și terminând cu ceea ce este cel mai important și anume să cresc acest copil și să-i ofer tot ceea ce pot eu și când zic tot ceea ce pot, nu vorbesc de lucrurile financiare, dar până la un punct inclusiv astea. Care crezi că este legacy lui Nosfe? Nu mi-a mai pus nimeni întrebarea asta până acum. Cred că nu, este, nu, nu mă pot limita la un cuvânt. Cred că legăsiul lui este Iris, povestea noastră de dragoste și arta pe care a scos-o din el în toți acești ani. Nu neapărat în ordinea asta. Așa simt acum, nu știu. Adică... Și cel mai drag lucru pe care îl ai de la uh, nosfe? Iris nu e un... Okay. În afară de Iris. <laughs> uh, păi povestea noastră de dragoste. Care iarăși nu e un lucru. Dar... Ok, nu mă pot... Nu știu ce... Nu, nu sunt... sunt Văzusem în... vă la tine, e perfect răspunsul, uh, că nu asta îmi doream să aflu. Văzusem la tine la un moment dat, ai publicat o recenzie la o carte care se, numea, se numește Cele mai frumoase povești de dragoste da. întâmplate vreodată. Și mi se pare că tot ceea ce ai povestit astăzi, povestea ta și a lui Nosfoi, face parte din cele mai frumoase povești de dragoste întâmplate vreodată. Trebuie să-mi găsesc timpul să o scriu, <gânt> să o mai citească și alții. Cu siguranță ce-ai ce povestit astăzi e doar... Uh, o bucățică. O bucățică din uh, adevăr. Da. Uh, dar ce povești de dragoste îți plac ție? Din istorie așa, din muzică, din film, din... Uh, nu știu să-ți dau un exemplu acum. Uh, uite... Una dintre poveștile mele preferate de dragoste este vorba de. Uh, ce lapsus am? Enigma da? da? Deci, în mi, Enigma utiliei ți se pare da, o poveste absolută de, de dragoste? Nu neapărat absolută, mi se pare specială, deosebită, diferită. Acum, între noi fie vorba, nu e prea mult timp la dispoziție pentru da. o povești de dragoste, pentru că mâine e lansarea albumului Underdog al lui, al lui Nosfer, 20 de, de cântece, cum spuneai, din cele câteva sute care au rămas și pe care n-ai avut încă puterea să le, puterea le asculți. Dar la ce mod a lăsat instrucțiuni Darius pentru lansarea albumului. Bine, le numesc eu instrucțiuni uh, cumva ca să fac haz de necaz. Uh, își dorea ca această lansare să fie impecabilă și uh, de fiecare dată când stătea de vorbă cu cineva sau vedea un film sau vedea, uh -huh. nu știu, ceva uh, și uh, descoperea că, nu știu, și-ar dori să fie, să se întâmple asta la lansarea lui sau era o, nu știu, avea un moment de inspirație, avea în telefon în notes, o notă care se numea lansare underdog și unde trecea cu liniuță ceea ce și-ar fi dorit el. Și mai avea încă un document în laptop, în funcție de unde era, să nu piardă cumva inspirația. Pe cel din laptop l-am descoperit săptămâna trecută, căci nici laptopul n-am avut curaj o perioadă să-l deschid, <laughs> Pe, cel, pe cea din telefon o am de la început uh -huh. și le-am dat-o echipei de la SIG Music ca să încercăm cumva să îndeplinim ce și-a notat el acolo. Uh, nu știu, uite, un exemplu este că își dorește ca această lansare să se ducă foarte mult către vibe-ul de Italia, pentru că el a trăit în Italia, ce niște ani a trăit acolo? Uh, de la 17 ani. Până la 25 sau 6 ani. Plecase cu mama lui? Uh, nu, singur, singur. La tatăl lui. Atunci uh -huh. și-a reluat cumva mai profund relația cu tatăl uh -huh. lui. Uh, și uh, da, și-ar dori să existe plante uh, citrice. În, își dorea să fie o expoziție de artă, își dorea să fie în muzeul Uncle Ben's, chiar dacă ar fi susținut un concert, să găsim o locație în care la intrare în locație eventual să fie muzeul Nosfe sau muzeul Uncle Benz și după locul în care se susțină concertul. Iar cele pe care le-am găsit în laptop, am realizat că o foarte mare parte din ele le-am făcut noi toți fără să fi purtat niciodată niciun fel, niciun fel de discuție cu el despre aceste lucruri. Cum ar fi faptul că și a dorit să aibă să fie un nu știu aceste plante? Eu când am mers la locație, e adevărat că nu le-am nu, nu le definit ca fiind citrice. Dar în momentul în care am văzut locație, am zis că vreau, am văzut foarte multe lucruri, locuri. locuri în care vreau să fie plante Să fie plante Nu știu de ce Pur și simplu asta mi s-a Impregnat mie în creier Până să descoper documentul, să din, descoper laptop. documentul din laptop Da um, Încă unul dintre lucruri Este că își dorea ca albumul Să fie împărțit 10 cu 10 Adică să fie 10 piese cumva comerciale Mainstream și 10 Underground uh -huh. E o decizie pe care Luca a luat-o fără să se consulte cu mine sau cu el înainte, no. sau. Da, sm Deci asta înseamnă că și voi, și tu, și Luca îl știați Cred că foarte da. bine pe da. Și erați cumva Conectați. o conștiință, <laughs> da, într-un fel, sau. Uh, în, în personal sau profesional în cazul lui, în cazul lui Luca. Uh, și pe albumul ăsta apar colaborări și cu alți artiști. Da, vor, vor fi piese cu Irina Rimes, cu Connector, cu um, cine? Shift, uh -huh. băieții de la șatră, um, nu mai știu, momentan. Cam. Cam 20 de cântece da. în, în total. Da, am, am văzut reacția industriei în ziua aceea și mi s-a părut că nimeni n-a zis nimic. Adică toată lumea efectiv îl regreta pe bune, că mai se mai întâmplă uh, lucruri, tragedii și lumea postează rip. La, la Noastră n-a fost cu rip. A fost, a fost cu, cu text. Da, a fost cu text mult mult din partea colegilor din, din industrie. Da, uite, zilele trecute sau acum câteva două săptămâni am fost în fac un tatuaj. Și băieții de acolo, acolo și tatuas și Darius tot ce avea de tatuat și mi-am spus că cel mai mult și cel mai mult le-a rămas cumva în suflet și în minte, energia cu care venea el la o masă, și um, faptul că emana efectiv bună dispoziție și că le oferea oamenilor încredere și divertisment și de fapt cred că este impactul de bine pe care el îl lăsa în oameni în momentul în care, nu știu, pleca după ce pleca. Un fel de bine cuvântare, un, un, fel de bine. De, da, pur și simplu răspundea bine. Da, Bună, uite, el își dorea foarte tare, ca la bătrânețe, când nu mai putea să cânte pe scenă muzică trap, să facă stand-up, să distreze lumea. <laughs> Și din această dorință a lui de a face stand-up, era tot timpul o glumă. Adică, tot timpul el era cumva aducătorul de glume la masă în întâlnirile. Și cu acasă prietenii. era la fel? Da. <laughs> da, uite, asta este un lucru care. Mi-este foarte greu să-l reproduc cu Iris, pentru că el o distra incredibil de mult. Se prostea, se juca, făcea tot felul de glume din astea cretinuțe și eu nu sunt atât de glumeață. S-a da, mai scris atunci, în, în perioada aia, că l-a omorât industria pe pe Nosfe. Care este... Reacția ta la atitudinea asta? Reacția la ce, la... mea este că pe NOSFE nu l-a omorât nimeni. <laughs> Reacția mea este că a avut perioade în viața lui în care s-a chinuit ca noi toți, din cauza jobului, din cauza familiei, din cauza traficului și așa mai departe. Dar nu consider că pot să pun degetul pe un motiv și să spun ăsta este motivul pentru care s-a întâmplat asta. Așa a fost să fie. Nu, nu poți. Nu, chiar nu pot să acuz și să spun că industria este de vină. Da, a contat, poate, nu știu, la nivel psihic. I-a ținut creierul încărcat, l-a stresat, uh -huh. l-a supărat. Poate din aceste motive, nu știu, i-a bătut inima mai tare în niște zile. Dar nu consider că... Adică nu a tras cineva pe trăgaci cu pistolul, îndreptat către el. Care crezi că a fost concertul vieții lui? Când l-ai văzut cu adevărat împlinit, fericit, ajungând să trăiască tot ceea ce a visat de când sunt două să facă rap. concerte Care cred că au fost Sunt pe, pe același loc uh, Primul este Concertul de lansare De la Oso 2 Care a fost la arenele romane mm -hmm. sold out din primele zile În care s-au scos biletele la vânzare Și uh, Al doilea este um, Albumul Uncle Benz Care a fost la Berăria H um, unde a fost cumva susținut, a fost concertul lui, apropo de Underdog, uh -huh. cumva el n-a avut încredere în el foarte mare în viața asta, tocmai pentru că i s-a zis din prea multe direcții că nu este un artist, că nu are ureche muzicală, uh -huh. că e o prostie ceea ce face. Și pentru că a fost un concert extraordinar cu un public mare și activ, a fost cumva doza de încredere de care avea nevoie ca și artist solo. Hmm. Dar de unde vine asta cu unchiul? Um, nu știu exact. A pornit inițial Uncle Benz, de la Shatra Benz, pentru că toată lumea, sau fanii mai puțin, mai degrabă haterii, îl, îi spuneau că e bătrân, că e un moș, că să se, se lase de muzică, să se, se lase de trap, că asta e pentru copii și pentru tineri și că el e un boșorog. El fiind... Având 30 de ani da, și un pic. Da, da <laughs> pentru că, na, nu știu, probabil, Chelia, Barba, Habar, nu știu ce le transmitea lor bătrânețe. Uh, și El și-a asumat Și-a asumat-o, pentru că asta făcea el cu tot. De la critică la fine. Și așa a pornit. De la această jocoră a uh -huh. ajuns. Tu știi că ei să-și. Uh, nu știu, își invocă fanii în concerte să îi injure. Uh -huh. Tocmai pentru că au fost foarte înjurați la început și ca să demonstreze că, ok, și uite, ne înjurăm singuri. Altceva ce mai uh -huh. aveți să faceți? Uh, a ajuns la Uncle Benz și de la Uncle Benz a ajuns la unchiu. Și cum merge Shatra Benz mai departe fără fără nostre? Momentan avem cele două albume care bine, unul există un album care urmează să se lanseze, care Shatra. un album șatra, în formula de 4. Bine, da, 4. Luca Kid Super Ed și Darius, pentru că el a tras deja pe piesele alea. Um, și după ce se va lansa acest album, vom vedea. Nu știm încă, e o nebuloasă acolo, pentru că ei au fost cinci, acum au rămas bine, patru care cântau, că Luca e cumva producătorul, da, producătorul. și MC pe alocuri la concerte. Și acum au mai rămas? Și acum au mai rămas doi. doi și cumva pe ei asta i-a și definit dintotdeauna energia lor ca și grup, ca și pachet. Deci nu știm. Sunt discuții de toate felurile, dar... Se teamă de vă piesă pe care ai putea să o găsești din sutele de piese care înțeleg că nu sunt doar în studioul lui Luca. El are piese prin mai multe studiouri. Nu mi-e teamă de nimic. <laughs> mi-este teamă singurul lucru de care mi-este teamă sau nu știu, e prea, poate nici nu mă exprim neapărat așa cum simt. Nu, îmi doresc foarte tare să mor atunci când Iris nu o să mai aibă nevoie de mine și mi-este teamă ca acest lucru să nu se întâmple înainte. Atât, în rest, nu. Este singura frică este pe care o mai am. Singura ai. frică pe care o mai am, da nu sunt o inconștientă nebună care o să conducă cu 200 de la oră pe autostradă crezând că nu se întâmple nimic, dar... În rest ești un om liber. Da, cel puțin aici. Îți mulțumesc mult de tot, Madalina. Mâine, nu știu în ce regim poate ajunge lumea, dar dacă nu ajunge la lansarea din... Locația sau data? De... Data e mâine, 24 <laughs> martie. martie. Adică a doua zi după ce se difuzează podcastul da. ăsta. Strata Gallery. Gallery se numește o galeria de artă la care vom avea expoziția de artă și unde se va asculta se va auzi și albumul mm -hmm. în... premieră. premieră. Um... Vom posta noi astăzi, probabil, peste tot toate detaliile de mm -hmm. adresă și de cum e un metrou pe acolo, pe aproape. adică. În rest, ce e important este că albumul puteți să-l ascultați pe toate platformele, inclusiv da. YouTube, începând da. de, de mâine, Spotify. De la 12 noaptea. În seara 23, în seara asta, spre 23-24 o să fie live peste tot. Da, abia aștept să, să, să ascult. E, e ca o poveste, e povestea vieții lui, nu? Da, dar nu ne neapărat cu continuitate. Adică. Nu... E și un vers despre tine, măcar? Um... Sunt. Păi este piesa Nemuritori care face parte A, din corect. acest album, și um, în intro vorbește cu mine. Uh -huh. <laughs> um, mai există, o oh, scuză -mă, mai există piesa um, cu Irina Rimes care se numește Te Iubesc. Și cred că nu i-ar fi spus altei femei, te iubesc. Te iubesc cel mult, așa i zis? Nu, nu? Te, așa te, îi spuneam eu lui, da, da te, te, iubesc iubesc cel mult. te iubesc oricum, te iubesc cel mult. Trebuie să vă spun o poveste. <laughs> uh, Madalina mi-a adus un cadou, ne-a adus un cadou, uh, băieți, și în această uh, pungă roșie este, evident, o sticlă de vin ce vin credeți că ne-a adus Madalina? Un Sceptrus? Fume. Exact, vinul de la Beciu Domnesc care e în spatele fiecărui invitat de un an și, și jumătate. Și m-am uitat la podcast, să știi. Da. Dar trebuie să pleci tu cu ceva. Vin pe vin, nu? Vin pe vin nu scoate ochii. În cutia asta de, de lemn cu fain și simplu de la Beciu Domnesc când ai dispoziție de un pahar de roze verite, un cabernet sauvignon din de anul trecut, cred. Îți mulțumesc foarte frumos. Uh, nu sunt eu băutoare de vin, dar pe asta am să-l să, am să încerc. Măcar un pahar așa. Um, voiam să adaug uh, apropo de vinul pe care ți l-am adus, că pe mine mama m-a învățat că nu te duci niciodată în vizită cu mâna în buzunar și uh, te-am stocărit pe Instagram A, și, și aveai văzut. o poză acolo cu tatăl tău în care ai spus că este vinul tău preferat pe care îl consum cu bărbatul tău preferat și am zis tata, gata îl da. <laughs> ating la suflet cu vinul cu ăsta. singurul domn morar din familia noastră uh, e, e foarte bun Asta îți mulțumesc tare mult, de data asta o să consum cu bărbatul numărul 3, 2 și 3, preferați, Cătălin și Ștefan. Vă mulțumesc pentru, pentru colaborare, îți mulțumesc, Modelina tare, tare mult. Știu ce emoții aveai înainte de, de înregistrare. S-au mai dus. S-au, sau s -au, s -au s -au dus, s-au dus, s-au dus, dus, nu, s-au dus de tot. M-ai ajutat. Și cred, tare mult, cred că a fost un, un, un episod care dincolo de orice rămâne așa cu o urmă de, de credință, Cum? nu de speranță, cu o urmă de adevăr, adevărul tău despre uite, am să închei eu asta. pentru că mi se pare că este, dacă îmi permiți, bineînțeles. Doamne, mi se pare că însumează cumva așa mult din ceea ce am vorbit astăzi ieri. Eu Eram în mașină cu Iris și mergeam către un loc și mi-a zis așa de nicăieri: "Mami, eu cred că viața asta este un vis." Am întrebat-o, ok. Ce fel de vis? Păi, cred că este un vis, uneori ok, uneori urât și uneori incredibil de frumos. Și mi se pare că, de fapt, realitatea este atunci când dormim. În rest, totul este un vis. Și mi se pare pur și simplu că, dacă noi toți am avea urechile mai deschise către copii, am învățat sau am avea atât de multe lucruri de învățat de la ei. Și atunci aleg să cred că viața noastră este un vis, a mea și a lui Iris, și că a fost tristă și poate încă mai e pe alocuri, dar există foarte mult loc de a fi incredibil de frumos. Îți mulțumesc mult de tot, Madalina. Și eu. Vă mulțumesc vouă, a fost fain și simplu.